Legenda Bondarului de Maria Bingert. Cândva, la începuturile vieții pe pământ, exista destul de puțină vegetație, iar celelalte vietăți lipseau cu desăvârșire. Pe atunci, Mama Pământ trăia înconjurată de fiii săi în număr de 7, cărora le dăruise câte o insulă înconjurată de ape pentru a nu se întâlni și a pune la cale cine știe ce ispravă, fără a se consulta în prealabil cu mama lor. Plictisită de acest pământ atât de frumos, dar totuși fără viață, a hotărât să-și pună copiii la treabă, să facă ei acest pământ mai vesel, util, așa cum va crede fiecare de cuvință. Așadar a bătut la poarta fiecărui vlăstar pentru a-l anunța de hotărârea ei. Aceștia au primit dorința mamei în mod diferit. Unii sceptici, considerând că nu e nevoie, că s-ar distruge acel paradis, etc., însă au promis să încerce. Într-o zi a bătut la poarta fiicei ei iubirea. Cea care avea harul iubirii, mereu veselă și parcă nevăzând în jurul ei decât iubire. Oarbă la tot ce ar fi putut o disturba de la firea ei jucăușă. A fost întâmpinată în cel mai frumos mod de fiica ei prea iubitoare. Aceasta a primit propunerea mamei cu mare entuziasm, iar după plecarea acesteia s-a apucat pe treabă fără a face mari planuri, însă cu multă încredere, pentru că avea din belșug. Mama Geia, acesta este numele mamei divine, în fiecare zi din săptămână vizita câte unul din copii, iar acum avea un motiv în plus, și anume acela de a trage cu ochiul la creația copiilor. Unii dintre aceștia însă lucrau în mare taină, pentru ca ochii fraților să nu ajungă să le fure creația și munca. Mama nu întreba nimic, dar știa că fiii ei o vor surprinde în mod plăcut. În sfârșit a venit ziua cea mare, când ea trebuia să dea viață creației fiilor prin binecuvântare. A trecut pe la fiul cel mare. El crease un fel de cal înaripat. Mama l-a admirat îndelung, i-a dat viață și l-a ursit să fie folosit pentru oameni, adică îi va purta pe pământ și în văzduh în călătorii. A fost aplaudat la scenă deschisă de tot norodul, toți recunoscându-i meritele de creator. A venit rândul celuilalt frate. El își dorea ceva care să încânte prin mister, splendoare, așa că din mâinile lui a ieșit o pasăre care a primit denumirea de privighetoare. Mama l-a ascultat. Ea a binecuvântat lucrarea mâinilor, fiind foarte mulțumită de rezultat, mai ales de cântecul păsării. A venit rândul celuilalt frate care făcuse animalele terestre.
altul a făcut animalele marine, amândoi fiind binecuvântați împreună cu creația mâinilor lor, mama considerând foarte important acest aspect. Alt frate crease plante diferit mirositoare sau roditoare, altul pomii roditori cu diferite fructe, diferit colorate și diferite gusturi. Deci lăsa gura apă numai la vederea acestora. Mama a fost foarte încântată de rezultat, dar și ceilalți au privit și primit cu drag rodul muncilor fraților, deși se întrebau de ce nu se gândiseră ei la acest aspect. I-a venit rândul fiicei ei preferate, iubirea. Toți se așteptau ca rodul ei să fie ceva măiastru, să pună chiar și un pic de magie în ceea ce crease ea, fiind acuzată de multe ori a fi vrăjitoare, că se folosește de magie în a-și atinge scopurile, iar acolo unde apare ea se iscă necazuri din cauza polarității ei foarte pronunțate. Se apărase atunci spunând că iubirea în sine e magie, însă frații ei, înzestrați cu alte daruri, nu înțelegeau. Ea crease în schimb, acum, ceva mic pe care îl ținea ascuns în pumni. Frații ei deja își dădeau coate văzând asta, dar când a deschis pumnii și a ieșit de acolo un bondar, au izbucnit cu toții în râs și probabil ar fi râs și azi dacă mama nu ar fi bătut cu piciorul în pământ, amuțind cu toții. Neintimidată de râsetele și privirile fraților, iubirea a explicat că a făcut ceva care o reprezintă, ceva util lumii. O insectă muncitoare și iubitoare ca și ea, cum altfel, care prin munca ei va face ca celelalte, ceea ce au creat ceilalți, să trăiască, să se hrănească, să se poată înmulți. Au împietrit cu toții. Niciunul dintre ei nu se gândise la acest fenomen. Nu luaseră în considerare că trebuiau să asigure hrană creației, altfel s-ar fi ruinat, neexistând polenizarea. S-a numit bondar, dar curat, iar mama Geia l-a binecuvântat cu sănătate și rezistență. El poate munci de la temperaturi mici până la temperaturi ridicate. Aceste ființe nu transmit boli, iar ele polenizează cea mai mare parte a culturilor necesare celorlalte vietăți. Astfel a primit iubirea locul întâi pe podium prin creația sa, iar mama a încheiat spunând:
Fiecare a creat după chipul și asemănarea sa. Dar privind în perspectivă, iubirea a creat cea mai mică și mai valoroasă vietate. De ce? Pentru că iubirea poate cerne prin inima ei totul, până rămâne aur. Creația întreagă are la bază iubire și credință. Dar nu uitați că atunci când creați, să priviți spre viitor, luând în seamă toate aspectele. Astfel, creația voastră va dăinui.